Da, bunul Dumnezeu, și ne întâlnim și în ultima zi din acest an. 2020, la revedere! Hai odată 2021, că te așteptăm cu bucurie, cu vești noi, te așteptăm cu lucruri mult mai bune care să se întâmple în viețile noastre. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați colegi de YouTube! Vreau să vă mulțumesc acum la sfârșit de an pentru că v-ați abonat într-un număr așa de mare, pentru că în fiecare de dimineață, de luni până vineri, de la ora 10 sunteți aici pe canal, vă sună clopoțelul și asta înseamnă că bendea a început filmarea. Vă mulțumesc din suflet și sper să fiți alături și la anul. Cu aceleași gânduri bune, cu același optimism și mai ales cu același umor în comentariile pe care le postați la videourile puse aici. Închid în cinstea voastră o cafea primită de pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, primită evident că de la voi. Mulțumesc și pentru asta. Pe unde sunteți? Că nu vă văd. Nu sunteți acasă? La căbănuță? V-ați dus undeva? La munte? 500 de lei pe noapte? În Maldive? Ați ajuns în Maldive? Dreptă-i că e mai ieftin în Maldive cazarea pe noapte decât în Poiana Brașov. Și vremea e cam la fel. Și în Maldive și aici. Cald, 10-12 grade, plouă. Ca în Maldive, e și în România. România, o Maldive un pic mai mare. Pe cuvântul meu, cu vremea asta caldă, nici nu-ți vine să faci nu știu ce fripturi să pui pe masă, ce atâta grăsime, atâta, nu, ceva germen, ceva salată, ceva ridic, ceva ce puță verde, ceva așa, ușurel, ușurel. V-ați luat mistletoe? Tătă săptămână am înnebunit-o pe socră mea, că erau colindele astea, am ascultat tot felul de colinzi, că dacă n-am avut colindători și vedeau colindele americanești, alea cu mistletoe, mistletoe, vâsc, mistletoe. Păi, tot am stresat-o pe soacră mea toată săptămâna. No, soacră, mă ocup eu, uite, am comandat platouri, vinam de acolo, aia, tu numai să cumperi mistletoe. Ce să cumpăr? Mistletoe, sfântul mistletoe, trebuie cumpărat, să avem, să ne pupăm sub vârst, să ne meargă bine în 2021. Mai lasă-mă în pace cu mistletoe-ul tău. La muncă, o zisea soacră mea, la muncă. I-am o trimis la filmare, zice, să finalizez anul cu bine și să începi în forță pe 2021. Păi la muncă, dacă și doamna Turcan de la muncă muncește 16 ore pe zi, doamne. Domnilor, doamne, domnilor, domnișoarelor și domnilor, 16 ore pe zi muncește la Luca Turcan. Ca să fie totuși în formă, și-a dus în Buda de la cabinetul de la minister aparat de fitness, mă. Aparat de fitness, bandă de alergat. Trage un pișu și aleargă pe bandă, să fie în formă, că muncește și pentru ce muncește, încă nu știm. Deocamdată ne-am împrumutat în 2020 cu 14 miliarde de euro. Deci s-a văzut munca miniștrilor, nu-i așa? Ai de capul meu! Deci doamna Turcan și-a dus în Budă banda de alergat. Eu cred că atunci când vrea să scape de sarcini, aleargă pe bandă. Din păcate rămâne tot acolo în minister. Bă, miniștri ăștia peneliști, cum știu să-și facă ei din cabinetul lor, să-și facă un loc plăcut, să fie practic ca acasă. Deci doamna Turcan, să se simtă ca acasă, și-a dus aparat de fitness. Orban, ca să se simtă ca acasă, își transformase cabinetul în crâșmă. Mai știți cum să fuma, cum să bea? Liberalii. Mă, unul nu și-ar duce biblioteca. Un ministru liberal să zică, și ce, cu ce v-ați mobilat nou cabinet din minister? Păi mi-am adus cărțile din biblioteca pentru toți, 100 de cărți de citit într-o viață, mai citesc câteva pagini, mă mai relaxez. Nu, niciunul. Să-l vezi pe unul, că zice, bă, ca să mă relaxez, eu mi-am adus o roată de olar. Să mai construiesc ceva, să-mi pun mintea, mâna la contribuție, să modelez ceva. Nu, nu, nu. Unul nu vezi, un ministru, un fost ministru liberal, nu-l vezi să-și fi dus și valetul, să picteze natură moartă cu prim-ministru, să... Scuze, aici era să o iau razna. Da, aveți dreptate. Ministrul dezvoltării, fostul ministru Ion Ștefan. I-a și adus cariocile și cartea de colorat în minister, că atâta poate. Da. Oameni și oameni în structurile înalte ale statului. Nicușor Dan, primarul de la capitală, el care a zis că va distruge caracatița lăsată de doamna Firea, formată din companii și din oameni care nu ar avea ce căuta în primărie. Deci Nicușor Dan a declarat forfe. Bă, ăsta e olimpic internațional la matematică. O zis așa, caracatița e formată din 50 de persoane. Până acum am dat afară 4 și am adus 15 înapoi. Bă, Nicușor, mă, Nicușoare, cum e cu aritmetica asta, mă, că nu ne iese socoteala? E mai mare caracatița decât o lăsat-o doamna Firea?
buymeacoffee.com/nicubendea, o cafea bună ca să fim dim împreună. Mulțumesc! Sama, grijă mare la superstiții, de seară, grijă mare la superstiții. Sunt câteva bune în noaptea dintre ani, să aveți pe masă pește. Pește, nu găină. Acum, dacă găina bătrână face supa bună, nu-i musai să o aveți pe masă, să o aveți pe pat. Să purtați haine frumoase, haine noi dacă se poate. Eu am exemplu ăsta, lui Alex Body, multimilionarul iubit al Biancai Drăgoșanu. Bă, ăsta e un etalon al eleganței. Ăsta și după gratii și în pușcărie se îmbrăca de la bote. Deci să îmbrăcăm ceva frumos în noaptea dintre ani. Păi oricum nu mergem la restaurant, nu mergem cu plugușorul, stăm în casă. Ce să avem bani la noi? Să avem tot timpul bani în buzunar? No, păi nasol să ai bani în buzunar că tu ești îmbrăcat în pijama. Bine, pijama nouă și kilos roșii. Și ai aici banii. Și apoi dimineața, după ce ai mai drincălit ceva, te câți vine să scoți banii, să te duci unui domnul doctor, să-i mulțumesc. Oare când mai vine să mai fac un tratament, o injecție, să mă... Vedeți voi cu superstițiile astea. Eu zic că singura superstiție valabilă și viabilă este aceea de a intra și mâine dimineață pe canal, că e vineri și e întâi. Vedeți? Terminăm anul și începem anul împreună. Și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici alături de mine, pentru că ați comentat la videourile puse și eu sper că v-am adus o rază de speranță. A fost un an greu încercat pentru toată lumea, sau greu încărcat. Un an care ne-a testat psihicul, care ne-a întins nervii la maximum. Un an în care nu am putut să ne vedem față către față, ci ne-am văzut mai mult virtual. N-am avut posibilitatea să mergem pe la chefuri, pe la spectacole, pe la terase, pe la restaurante, să ne distrăm, să ne relaxăm. Că mai și muncim, noi românii. Când ne punem în cap, mai și muncim. A fost un an care ne-a ținut în casă, un an care a vrut să ne testeze. Un an care, cred că așa a vrut el să ne testeze, până pandemia asta trimisă asupra noastră, a vrut să ne testeze limitele, dar noi am reușit. Aș dori să cred că am contribuit și eu de pe acest canal, precum și pe celălalt de Facebook, am contribuit și eu un pic la ridicarea moralului domniilor voastre. Vă rog să-mi spuneți astea în comentarii. Dacă nu, nu, îmi cer scuze că v-am răpit cam o oră din viața dumneavoastră pe săptămână, asta începând cam din mai. Dar eu cred că aici am făcut o echipă bună pe canalul ăsta de YouTube. Eu vorbesc aici despre subiectele zilei, despre trăirile personale, despre ce se mai întâmplă în jur, într-un mod personal și propriu. Personal și propriu, da? Nu am eu nu știu ce condiții, că vedeți, studiourile Media Pro îs aici la perete, dar nu ne lăsăm. Iar voi, prin faptul că mi-ați scris atâtea comentarii și mi-ați dat de înțeles că urmăriți cu interes, vorba maestrului Iohannis, ceea ce zic, voi mi-ați dat un semnal bun că să mai continui, să mai încercăm și în 2021 să facem niște ediții video aici în care să ne regăsim, în care să dezbatem problemele cu o alură de umor și să pornim mai veseli de dimineață. Nu știu, poate la anul să schimb ora. E prea devreme la 10 dimineața. Oricum multă diasporă mă urmărește și așa că fusul orar e încălcit. Să vedem, ne înțelegem aici, că dacă nu-i înțelegere, deja bai canalul de YouTube. Na. De seară o să vă trag un plugușor pe Facebook. Acum îl scriu, acum îl gândesc, acum îl concep. Așa că vă rog frumos, de seară pe la 8-9, așa, să puneți pe silent televizorul și să urmăriți plugușou, un fel de plugușou, mai mult decât plugușor. Că vorba domnului Arafat, în noaptea dintre ani să nu ieșim la artificii, oricum nu o să fie artificii, numai pe stadion, am înțeles, în cadrul revelionului Untold, făcut de ProTV, nu mai știu nici ăștia cu ce să-l contracareze pe Dan Negru. Bine că măcar la TVR2 este Fuego Velion. După practic vanghelioanele lui, practic Vanghelie, urmează Fuego Velionul sau Fuego Lionul, mă rog, sau Ligeonul. Da. Și băgăm un plugușor frumos, așa, ca cele rele să se spele, cele bune să se adune. Ca așa a zis domnul Arafat, în noaptea dintre ani, uitați-vă pe geam, uitați-vă la televizor și uitați-vă la canalul lor. Bendea, mulțumesc de urmărire, a fost un an grozav din punctul ăsta de vedere că am format aici o comunitate, 5250 de subscriberi, nu e așa ușor. Vă mulțumesc pentru faptul că zilnic, dacă nu a doua zi, m-ați căutat aici, ați avut curaj să vă spuneți opiniile, am dezbătut subiectele și un pic ne-am mai râs, să ne mai batem joc de crize și de alte necazuri venite nu din cauza noastră.
Dacă v-am greșit cu ceva, îmi cer scuze. Dacă am vorbit prea mult și acum, îmi cer scuze. Petrecere frumoasă și an nou fericit. Să ne vedem cu bine, la anul care vine!